cei care au organizat dezordine din 7 aprilie, cei care au dus țara în pragul prăpastiei social-economice, astăzi, aflându-se la guvernare, încearcă să provoace spiritele, să sperie oamenii și să discrediteze opoziția. Nu le va reuși acest lucru. Spre deosebire de copiii lor, ai noștri trăiesc și învață în Republica Moldova. Spre deosebire de ei, eurouniuniștii, noi, socialiștii, credem că Moldova independentă are viitor. La 30 noiembrie, împreună vom vota pentru pace, dreptate socială și guvernare fără oligarhie.